Un mesaj important a venit cu o declarație a ministrului de finanțe Mișa, pe care, iată, nu l-au schimbat, nu l-au schimbat și are un puseu, așa cum că ar impozita multinaționale. Ceea ce ne interesează, vrem să vedem. Rămâneți la Ordinea Zilei. Astăzi, la Sinteza Zilei, dezvăluiri în premieră despre războiul nevăzut. Cel mai sofisticat război din istorie se duce în aceste zile. Ținta, chiar tu, mintea ta. Miliarde de euro sunt investite în războiul informațional. Ai idee câte știri false sunt postate zilnic pe internet? Milioane. Manipulare în masă fără precedent în istorie. Cine e în spate? Cine finanțează? Cum prostești o țară? Dar o planetă? Ce servicii sunt implicate? Astăzi, de la ora 21 la Sinteza Zilei, cel mai urmărit talk show din România, la Antena 3. Zău? Da, o declarație interesantă a ministrului de finanțe Mișa, care, despre care și șefii lui spuneau că nu știe să comunice, iată, nu-l schimbă, îl ține acolo și pare să, că ar vrea să se ia la trântă cu multinaționalele de care nimeni nu se atinge, iată. Avem de asemenea măsuri pentru combaterea evaziunii și pentru evitarea taxelor. Și aici aș menționa că se introduce directiva europeană pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaționale. Este vorba, bineînțeles, de directiva UE 1164 din 2016. Astfel, multinaționalele care evitau până acum plata taxelor în România nu vor mai putea face acest lucru. Se vor acorda astfel deducerea limitată a dobânzilor, se va introduce un impozit pentru sumele transferate în afara țării de multinaționale în încercarea de a-și reduce baza de impozitare, vor fi împiedicate transferurile unor grupuri de firme către filialele lor din paradisurile fiscale și, de asemenea, nu vor mai fi oferite beneficii fiscale obținute prin aranjamente abuzive între firme. Vrem să ne referim puțin la povestea asta, domnule Ghișe. Știu că v-am sărit la subiectul anterior, dar v-am sărit strategic. Directiva europeană este acum motivul, deci ministrul vine și spune ce ai cu noi, mă, pentru ce să dăm cu var, asta e directiva. Deci dați cu var, asta este. Nu noi. Directiva europeană, da? Cum vedeți decizia asta? Potrivit Constituției, directivele europene au prioritate asupra legilor interne. Atunci când legile interne intră în contradicție cu ele. Așadar, membra Uniunii Europene este cazul să ne aliniem directivelor europene. Ceea ce cred că merită constatat din acțiunile guvernării este că există o țintă: creșterea salariilor și pensiilor oamenilor, reducerea fiscalității. Sigur că trebuie să ții lucrurile în echilibru și faptul că deocamdată investițiile sunt reduse sau că deficitul crește sunt aspecte îngrijorătoare. Dar trebuie arătat că există o preocupare constantă spre ceea ce este așteptarea oamenilor, creștere de salarii și de pensii. Altfel pleacă toată forța de muncă superior calificată din România. Și acum, observăm că programul de guvernare se urmărește a se aplica, dacă se poate, la timp, dar mai sunt în unele cazuri și întârzieri. Asta este o temă. A doua temă este faptul că președintele Iohannis lucrează cu, în mod special, DNA-ul pe care îl laudă în fața parlamentarilor, împotriva alternativei la funcția sa. El luptă pentru sine, pentru putere. Cine sunt cei doi potențiali lideri politici care ar putea fi rival la președinție? Președinții Dragnea și Tăriceanu. Și atunci, e bine să înțelegem că orice obstrucție se face de către oricine guvernului PSD și ALDE are ca și scop crearea imaginii lui Iohannis că el e cel care luptă cu PSD și ALDE, dar de fapt luptă cu majoritatea alegătorilor. Pe de altă parte, nu puteți pune în cârca lui Iohannis toate bâlbâielile din spațiul public din ultima perioadă? Nu, eu am vrut să arăt. Care bâlbâie, doamne? Normal. Apropo de asta, de Mișa, v-ați gândit vreodată, dumneavoastră, doamna Grecu, uite, când veniți cu mașina de la Ploiești, de la Pitești, așa, și aveți timp de gândire,
Poate toate zvonurile, că numai zvonurile au fost legate de schimbarea lui Mișa. Auzeam dimineață, surse, clar îl schimbă pe Mișa, tărărăm, tărărăm. Seara apăreau ăștia, ba Tudose, ba Dragnea, nu schimbăm, domne, niciun Mișa. A doua zi, domne, îl schimbă pe Mișa, a treia zi o schimbă pe aia. Nu credeți că sursele astea sunt foarte securiste așa? Și fac o genul ăsta de combinageală, încât poate sursele care vă spuneau că o să-l schimbe pe Mișa... N-aveau interes să se aplice directiva europeană. Tocmai pentru că știau că ăsta lucrează la legea corect care se aplice directiva corect. Europeană, aruncă zi de zi de vreo săptămână, gata, mâine îl schimbă... Nu știu cine foarte pe corect, Mișa. Dar indiferent ce spun sursele... Și atunci unde-i bâlbâiala? Că bâlbâială. Nu e în afară de faptul că domnul Mișa într-adevăr vorbește foarte greu limba română și acum citea de acolo și tot cu dificultăți citea. Lăsând asta la o parte, nu schimb un ministru pentru asta. Poți să-l ții în cabinet acolo nu, și vreau... să iei...